ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Vrea să fiu în veci, tu mereu de mine.
existam, Iisus, mă cunoșteai. Pe dealul Golgotei, pe Via Dolorosa, purtai păcatul meu amar pe cruce la Calvar. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, puteai atât de lesne să-l cobori. Dar dragostea ta pentru omenire te-a vironit gândindu-te la noi. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, puteai atât de lesne să-l cobori. Dar dragostea ta pentru omenire te-a vironit gândindu-te la noi. Nu te-am văzut cum te-a văzut Maria, și mâna nu mi-am pus-o în mâna ta. Ca pipăință cred că ești Iisus Mesia. Credeai murit și-ai înviat să fiu și eu salvat. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, puteai atât de lesne să cobori. Dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, puteai atât de lesne să cobori. Dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Prin jertfă m-ai mântuit, iertat sunt de păcate și-s fericit. În legământ am spus, te voi urma în viață, Iisus, ești Domnul meu ceresc, mă-nchin și te iubesc. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, lesne să cobori. Dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, puteai atât de lesne să cobori. Dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, doar dragostea ta, doar dragostea ta. Cu ele nu te-au ținut pe cruce, doar dragostea ta, doar dragostea ta. De lângă Domnul meu
căci stâncă-mi e și pacea mea, cum să nu-i cânt mereu. Prin tot tumultul vieții grei, eu îți aud chemarea, mi-ar opri cântarea. Furtuni nu mă vor clătina de lângă Domnul meu, căci stâncă-mi e și pacea mea, cum să nu-i cânt este. Furtuni nu mă vor clătina de lângă Domnul meu, căci stâncă-mi e și pacea mea, cum să nu-i cânt mea, cum să nu-i cânt mereu. Furtuni nu mă vor clătina de lângă Domnul meu, căci stâncă-mi e și pacea mea, cum să nu-i cânt. Cântecul meu,
Petru, capitolul 5. Sunt ultimele cuvinte pe care Petru le scrie în această primă scrisoare a lui și sunt cuvinte faine, sunt îndemnuri frumoase pe care Petru le dă bisericii persecutate și sunt îndemnuri potrivite și pentru noi astăzi. Așa că vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul lui Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre,
pe Cel însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru ca potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Să nu putem face că e pandemie. Pacea să fie cu voi, cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin. Petru zice aici în versetul anterior să dați mâna unii cu alții, dar nu putem face lucrul acesta. Însă, haideți, așa cum stăm, să venim înainte lui Dumnezeu în rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru această epistolă frumoasă. Îți mulțumim pentru întâi, Petru. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste cuvinte pline de putere pe care ni le-ai oferit în aceste luni și în aceste săptămâni. Îți mulțumim pentru că ne-ai învățat prin aceste cuvinte pe care Petru le-a scris și, Doamne, te rog, învață-ne și în dimineața aceasta. Și te rog, ajută-ne să putem nu doar să ascultăm și să auzim aceste cuvinte, dar să le împlinim în viața noastră. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sunt câteva sfaturi importante pe care Petru le dă acum la final de drum. Până în punctul acesta, Petru spune, sunteți ca niște străini prin lumea aceasta și am vorbit despre atât de multe lucruri esențiale pentru viața de creștin, despre persecuție, despre sfințire, despre ce înseamnă să fii supus. Și acum ajungem la finalul acestei epistole și aici ne dă iarăși câteva lecții importante. Prima dintre ele este cu privire la smerenie. Smerenia, spune Petru, smerenia este esențială, pentru că spune în versetul 5, spune, toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Acum, probabil că știți, eu personal nu sunt împotriva celor care aleg să poarte podoabe sau să se aranjeze, să se împodobească, dar întotdeauna am fost pentru decență. Deși am observat că e ciudat ce se întâmplă în vremurile noastre, până și băieții tineri ajung să se împodobească cu tot felul de lucruri, cu inele, cu lănțișoare. În ultimul timp am văzut inclusiv băieți tineri care poartă poșete. Da, serios, pe bune. N-am nimic cu poșetele voastre, dar îi iac. Wow, deci, serios. Și dacă îți stai aici și te gândești, mă, oare despre mine o vorbit? Deci dacă ai purtat poșetă, da, despre tine am vorbit. Dar Petru spune aici în textul acesta să te împodobești cu smerenie. Ceea ce mi se pare un oximoron, să te împodobești cu smerenie. Pentru că atunci când te împodobești, te împodobești ca să arăți bine și ca să atragi atenția celor din jurul tău. Lumea să te observe, lumea să îți dea like-uri, lumea să-ți lase comentarii pozitive. Și nu, ăsta e scopul pentru care oamenii se împodobesc. Dar Petru spune aici, zice, n-am nimic împotriva faptului că vă împodobiți, dar zice, împodobiți-vă cu smerenie. Cum să te împodobești cu ceva? Smerenia nu atrage atenția asupra ta. Oare de ce dă Petru sfatul acesta să te împodobești
cu smerenie. Mă întreb dacă atunci când a scris aceste cuvinte, nu a avut în minte acea seară când el era împreună cu Iisus Hristos și ceilalți apostoli, era ultima cină împreună cu Iisus Hristos. Erau după o zi lungă, erau după o călătorie lungă și acum au ajuns în camera de sus și rânduiala din acea vreme era că robul casei trebuia să spele picioarele, doar că robul casei nu era acolo. Și au așteptat să vadă oare care dintre ei o să se ofere să fie robul casei și să spele picioarele celorlalți, dar a fost un moment de tăcere. Și în acel moment de tăcere, la un moment dat, Petru îl încotește pe Ioan. Spală-mă picioarele, că eu le-am spălat data trecută. Dar Ioan îl încotește pe Toma. Fă și tu ceva. Toma probabil că îl încotește pe Natanael și tot așa, până când și-au dat coate unii altora, și-au ajuns la Iisus. Și Iisus nu încotește pe nimeni. Și Iisus s-a dezbrăcat de hainele lui, s-a încins, spune Biblia, a luat ștergarul și s-a făcut robul tuturor, s-a împodobit cu smerenie. Ce înseamnă să te împodobești cu smerenie? Înseamnă să îți vezi slăbiciunile, înseamnă să îți vezi limitările, înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu așa cum ești și să recunoști înaintea lui Dumnezeu că de fapt nu ai nimic. Isaia probabil că avea o impresie bună despre el însuși, până când Dumnezeu i-a deschis cerul și Isaia l-a văzut pe Domnul și când Isaia l-a văzut pe Domnul, strigătul lui a fost, vai de mine, s-a împodobit cu smerenie. Isaia s-a împodobit cu smerenie când a spus, sunt un om pierdut, sunt un om păcătos, sunt un om cu buze necurate, s-a împodobit cu smerenie, pentru că s-a uitat la Dumnezeu și a văzut că nu are ce să-i aducă lui Dumnezeu. Dragilor, de atâtea ori credem că noi suntem ceva, credem că noi putem, credem că noi avem ce să-i aducem lui Dumnezeu. Sunt atât de multe momente, în marea majoritate a momentelor din viața noastră, aș putea spune, tendința noastră nu este înspre smerenie, ci înspre aroganță. Vezi ce am realizat, vezi cât de priceput sunt, vezi ce bine știu, vezi ce... Și așteptăm din partea oamenilor aplauze pentru aroganța noastră, nu? Sau mai sunt oameni care apelează așa la o falsă smerenie. Oamenii ăștia așa care umblă. Pacea Domnului. Pace. Ce face asta? Ah, nu sunt vrednic de nimic. E falsă smerenie. Nu asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu așteaptă o smerenie falsă. Dar așteaptă să te împodobești ca și Hristos în camera de sus. Pentru că în aceeași seară când Iisus s-a împodobit cu smerenie, Petru s-a împodobit cu aroganță. Pentru că în momentul în care Iisus Hristos se uită la ucenici și spune că toți o să mă părăsiți, Petru se uită la Iisus Hristos și știți ce îi spune? Eu? Niciodată, Doamne. Eu nici de cum. Doamne, eu vin cu tine până la moarte. Un om împodobit cu aroganță. Doamne, eu le știu. Doamne, eu pot. De aceea Petru a gustat, a avut parte de gustul acesta amar al mândriei și a avut parte a ceea ce scrie aici. Vorbește din proprie experiență când spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar celor smeriți le dă har. Ce înseamnă că celor smeriți le dă har? Înseamnă că de cele mai multe ori când venim înaintea lui Dumnezeu, venim cu mâinile goale, venim ca și un cerșetor, vin înaintea lui ca și un cerșetor și spui, Doamne, nu am nimic să-ți aduc, nu am nimic să-ți dau. Este nimicul din viața mea, Doamne, dar, Doamne, astăzi am nevoie de harul Tău, am nevoie de bunătatea Ta, am nevoie de dragostea Ta. Asta înseamnă să te împodobești cu smerenie, să recunoști că tot ce ești, ești prin harul lui Dumnezeu. Să recunoști că tot ce ai, ai datorită lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, noi ca și biserică, în momentul în care o să ne batem cu pumnul în piept și o să zicem că BBSO este ceva, că BBSO a realizat ceva, că noi suntem mari și tari, o să ia lui Dumnezeu cam un sfert de secundă să ne facă un mare nimic.
Pentru că dacă suntem ceva, suntem prin Harul lui Dumnezeu. Dacă ne întâlnim aici, ne întâlnim prin Harul lui Dumnezeu. Dacă reușim să facem ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, este datorită lui Dumnezeu. De aceea spune Petru, împodobiți-vă cu smerenie, pentru că smerenia îți aduce protecția lui Dumnezeu. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Este mâna tare a lui Dumnezeu care te ține. Este mâna tare a lui Dumnezeu care te ajută, pentru ca la vremea potrivită, El zice Petru, să te înalțe. Atunci când te smerești, Dumnezeu va găsi vremea Lui în care El te va înălța. Am auzit o întâmplare despre un tânăr student care se pregătea să devină pastor. Era încă student și a fost invitat să meargă să predice la o biserică mai mare. Și știa că este un moment important pentru el. Era și bucuros, resimțea și responsabilitatea pe care o avea, așa că s-a pregătit cât a putut el de bine. Și-a scris predica cuvânt cu cuvânt, a memorat-o, a găsit ilustrațiile perfecte pentru predică. În duminica în care trebuia să meargă să predice, s-a îmbrăcat frumos, s-a dus la biserică și când a intrat în biserică a simțit așa un sentiment din acesta, măi, uite că m-au pus. M-au pus să vorbesc, m-au pus să predic și a simțit așa o ușoară aroganță care vine peste el și era acea biserică unde frații păstori mergeau la amvon și urcau sus la amvon și au urcat și el împreună cu ceilalți la amvon și simțea că e pregătit, simțea că este momentul lui. Și stătea acolo în fața bisericii și era așa cu atitudinea asta, bă, vedeți mă unde am ajuns, vedeți cine sunt eu. Și a venit momentul de predică. Era pregătit. Doar că în primele momente a simțit că îi se încleștează gura de emoții. Tot ceea ce a memorat a uitat. Nu și-a adus aminte nicio idee pe care și-a notat-o, a uitat toate ilustrațiile, ideile au început să fie incoerente, oamenii din biserică au început să observe, să-și dea coate unul altuia, vă, fii atent la ăsta ce face. El a început să transpire, să-și frece mâinile, e momentul ăla când fiecare minut ți se pare că e un chin și că ai ajuns așa, supus la o tortură care parcă nu se mai termină și cu chiu cu vai a încercat să lege câteva idei și în 10 minute și-a spus predica de 40 de minute pe care o avea pregătită de acasă și apoi a spus amin și s-a așezat jos și la final cu capul în pământ a coborât de la amvonul bisericii și un frate în vârstă, că și frații ăștia în vârstă sunt înțelepți, mă, nu-și găsesc întotdeauna momentele cele mai potrivite, un frate în vârstă s-a dus la el și a spus următor lucru: auzi tinere, zice, dacă ai fi urcat cum ai coborât, ai fi coborât cum ai urcat. Înțelegeți? Zice Petru, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită, El să vă înalțe. Și smerenia e valabilă în toate domeniile vieții. E o aplicație din asta universală, și în familie, și în biserică, și în relațiile pe care le ai cu ceilalți și pe social media. Un pic de smerenie n-ar strica. Și ăsta ar fi un titlu bun de predică, nu? Social media și smerenie. Și așa mai departe. Pentru că spune Petru aici, tot așa și voi tinerilor, parcă și oferă un exemplu de smerenie, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Vorbește aici Petru despre supunerea tinerilor. Acum, când le scrie tinerilor, pentru toți tinerii care sunt prezenți aici la programul al doilea, v-aș pune să ridicați mâna pe toți cei care sunteți tineri, dar uitându-mă la măștile voastre, văd mulți tineri în sală în dimineața aceasta, așa că nu o să vă pun să ridicați mâna pe cei care sunteți tineri, însă, dacă ai vrea un cuvânt pentru tine ca și tânăr, ce te-ai bucura să spună Petru? Care ar fi un verset fain? Tot așa și voi tinerilor, implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu, ar fi fost un verset bun. Dar spune, fiți supuși. Versetul acesta parcă nu se potrivește cu generația millennials.
generația tinerilor independenți. Adică vine Petru, demodatul ăsta de acum 2000 de ani, să-mi spună mie, în generația millennials anului 2020, să fiu supus, se vede că trăia într-o altă lume, se vede că Biblia este o carte arhaică. Cum adică să fiu supus celor bătrâni? Să ascult de moșu, să ascult de bătrânul ăsta, de taică meu care nu știe nimic și care e demodat, că atunci când ești tânăr, ți se pare că părinții tăi nu știu nimic, că sunt demodați, că numai cum vrei tu să faci, nu-ți fac pe plac și că îți duci cu pluta și că iei praf și că tu le știi pe toate și că dacă ai putea să iei în familie deciziile tale, familia ar merge mult mai bine. Dar pe măsură ce trec anii, se mai oprește și entuziasmul acesta al tinerilor. Și, dragilor, vreau să vă spun că ceea ce zice Petru aici e adevărat. Când spune fii supuși celor bătrâni, Petru nu fixează limite din acestea care să-ți îngusteze neapărat viața, ci te pune sub autoritate, pentru că, indiferent de vârstă, ești un om care are nevoie. Fiecare dintre noi avem nevoie să stăm sub autoritatea pe care Dumnezeu ne-o impune. Și când spune fiți supuși celor bătrâni, cuvântul bătrân este același cuvânt pe care îl folosește pentru prezbiteri, nu se referă neapărat la vârstă, ci se referă la maturitatea spirituală. Timotei era tânăr, dar era un bătrân, un prezbiter în biserica pe care o păstorea. Și când spune aici fiți supuși celor bătrâni, ceea ce spune Petru este că atunci când ești tânăr, este important să ai pe cineva lângă tine, pe căreia să poți să-i spui viața ta, căreia să-i poți să-i dai socoteală, cineva matur în credință, care să fie acolo, aproape de tine, să te ajute să înnoți prin apele învolburate și păcătoase ale acestei lumi. Vedeți, poate o greșeală pe care noi o facem de multe ori este că în lucrarea cu tinerii, și nu mă refer doar la Biserica Speranța, ci în general, căutăm întotdeauna un tânăr care să-i conducă pe alți tineri, ceea ce poate fi adevărat dacă este un tânăr matur în credință. Dar de multe ori aud tineri sau stau de vorbă cu tineri care poate chiar și-au făcut viața praf și îl întreb, dar de ce n-ai stat de vorbă cu cineva? De ce n-ai venit să-mi spui? De ce n-ai venit să pui o întrebare? De ce nu... Și îmi spune, dar am vorbit. Dar cu cine ai vorbit? Și îmi spune, cu cine ai vorbit? A vorbit cu prietenul lui mai matur decât el, care i-a dat sfaturi mai mature decât el. Biblia spune că poate un orb să călăuzească pe un alt orb. Și răspunsul este, poate un orb să călăuzească pe un alt orb. Ești serios că nu e o întrebare capcană. E din Biblie. Eu zic foarte, aveți 50% șansă să nimeriți. Bun, dar atunci poate un tânăr imatur să călăuzească pe un alt tânăr imatur? Nu, nu poate. De aceea, nu știu, eu sunt așa într-o poziție confortabilă să vorbesc despre versetul acesta și nu spun asta cu aroganță, dar în tinerețea mi-am încheiat-o, eu sunt așa între două generații, că mi-am încheiat tinerețea, dar sper că nu mi-am început bătrânețea. Dar... Sunt între două generații, cunosc un pic din ambele lumi, să zic așa, și ceea ce pot să vă spun aici la Biserica Speranța este că ne dorim atât de mult, mai ales că suntem o biserică recunoscută ca fiind o biserică pentru tineri. Și chiar eram o biserică de tineri, acum au mai trecut ani și peste noi, dar în urmă cu vreo 6-7 ani, media de vârstă aici la BBSO era undeva la 32 de ani. Media de vârstă a membrilor BBSO. Ce vreau să vă spun este că aici, în biserica aceasta, ne dorim atât de mult să putem să slujim generațiile tinere sau să slujim și generațiile tinere. De aceea vreau să vă vorbesc tinerilor care sunteți aici la Biserica Speranța, să știți că ne pasă de voi, să știți că vă iubim și să știți că ne dorim să vedem că puteți să mergeți pe drumul acesta împreună cu Iisus Hristos. Și de asta vrem să stăm lângă voi, nu ca să vă limităm, ci ca să vă încurajăm, ca să te ajutăm să devii un ucenic al lui Iisus Hristos. Deci, spune Petru aici, smeriți-vă, zice, smerenia este esențială, smerenia este atât de importantă, dar apoi el continuă și spune, versetul 7, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Întrebarea este următoarea, care este legătura între smerenie și îngrijorări?
Parcă trece de la un subiect la altul. Ai sfaturi de final, Cristi, spune și el cum își amintește. Dar ascultați-mă că există totuși o legătură aici. Că într-o altă traducere spune: smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe, aruncând asupra lui toate îngrijorările voastre. Aruncând toate îngrijorările voastre asupra lui Dumnezeu. Îngrijorarea. Care e legătura între smerenie și îngrijorare? Îngrijorare. Următoarea. Îngrijorarea este o formă crasă de aroganță. Repet. Îngrijorarea poate să fie o formă crasă de aroganță, pentru că atunci când te îngrijorezi, tu îl dai pe Dumnezeu la o parte și îi spui lui Dumnezeu: vreau eu, Doamne, acum să fiu în controlul vieții mele. Când te îngrijorezi, când nu poți să dormi noaptea, când te tot gândești ce o să fie, ce o să se întâmple cu copiii, dacă o să reușim să facem, când tu te gândești dacă o să reușim să facem încălzirea la campusul BVSO până la iarnă, când te gândești oare o să îmi crească salariul sau nu, oare o să mai am loc de muncă sau nu, oare o să fie bine la pensie sau nu, oare o să iau examenul la școală sau nu, oare o să iau bacul sau nu, când stai și te gândești la toate lucrurile acestea și când lași ca îngrijorarea să-ți copleșească viața, în acel moment, spune Petru, la volanul vieții tale, nu poate să fie decât un singur conducător, nu? Ați văzut la mașină doi șoferi care se conduc în același timp. Bine, soțiile noastre mai pun frână câteodată, dar e tot un singur șofer, nu? Ei, la volanul vieții tale poate să fie doar unul singur și dacă lași îngrijorarea să devină Dumnezeul vieții tale și în momentul respectiv tu îl dai pe Dumnezeu la o parte și devii tu un mic Dumnezeu și îți asumi tu, când te îngrijorezi, tu practic îți asumi din calitățile pe care Dumnezeu le are, cel puțin două dintre ele, omniștiența. Atunci când te îngrijorezi și zici: eu, ai precis că o să se întâmple asta, sau precis că nu o să reușesc, sau precis că o să mă îmbolnăvesc, sau precis că nu o să reușesc să iau examenul, tu prezici viitorul, ești atot știutor. Presupui că știi ce se va întâmpla în viitor. Da, este negativ, dar presupui că știi. Și devii un mic Dumnezeu în viața ta. Sau tu iei controlul vieții tale. De aceea îngrijorarea este o formă de aroganță. Vorba cuiva. Zice: mă bucur că plouă, că și dacă nu m-aș bucura, tot ar ploua. Ceea ce nu este adevărat. Și cu îngrijorarea, ce rost are, zice Iisus, să te îngrijorezi? Uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la crinii de pe câmp. Multe dintre voi în dimineața aceasta ați stat în fața dressing-ului sau a dulapului plin de haine și ați spus: n-am cu ce să mă îmbrac. Nu, alea de la programul întâi au făcut asta, nu voi, că voi, uitându-mă la măștile voastre, nu mai avea. Dar crinii de pe câmp, spune Iisus, niciodată nu stau în fața dulapului și spun: n-am cu ce să mă îmbrac. Nu se îngrijorează. Și totuși, zice Domnul Iisus, Tatăl vostru care este în ceruri îi îmbracă. Nici Solomon a fost îmbrăcat ca și unul dintre ei. De aceea îngrijorarea nu este necesară. Acum, Petru nu este fatalist aici să spună: bă, știi cum a dat Domnul, nu trebuie să te îngrijorezi de absolut nimic, în sensul în care nu trebuie să faci nimic, trebuie să stai toată ziua să asculți praise and worship și viața să se întâmple. Nu despre asta vorbește Petru aici. Petru vorbește despre ceva total diferit. Spune: știu că e imposibil ca îngrijorarea să nu vină peste viața voastră, dar atunci când îngrijorările vieții vin, atunci când te gândești la cancerul din care ai fost diagnosticat, atunci când te gândești la lucruri care se întâmplă în viața ta, atunci când te îngrijorezi că nu iese predica bine, atunci când te îngrijorezi că nu o să ai cu ce să trăiești luna viitoare, în momentul acela ia îngrijorările acestea și aruncă-le asupra lui Dumnezeu. Pentru că altfel îți transform viața într-un bagaj, unde tot adaugi îngrijorare cu îngrijorare și îngrijorările ajung să devină un bagaj care să fie imposibil de dus în propria ta viață. Imposibil de dus. De aceea aruncați-le asupra lui, zice Petru.
Un nenea de la țară a decis să meargă într-o zi la oraș să-și viziteze copiii cu mai mulți ani în urmă. N-avea mijloc de transport. Așa că a luat o deseagă din aia, cum se zice în limbaj popular, și a pus în ea tot felul de lucruri, că nu te poți duce la copiii de la oraș nu cu mâna goală. A pus de toate acolo și a pus-o pe spate și încet a pornit pe jos să meargă înspre oraș, să-și viziteze copiii. Și la un moment dat a trecut pe lângă el cineva cu un microbuz. Și omul l-a oprit și l-a întrebat, zice, nenea, încotro mergeți? Zice, mă duc la oraș. Zice, hai că și eu mă duc tot la oraș, urcă sus. Și nenea s-a urcat cu bagajul lui, s-a urcat sus în mașină și îl ținea pe spate și s-a așezat pe bancheta din spate și după câteva minute de mers, șoferul se uită în oglinda retrovizoare și vede că nenea de la țară nici măcar nu se sprijină bine pe scaun și stă cu bagajul pe care îl ține în continuare în spate. Șoferul se uită în spate și îi spune, zice, dar de ce nu lași bagajul jos? La care nenea de la țară se uită la el și spune, domnule, zice, nu-i destul că m-ai luat cu microbuzul, acum, zice, vrei să-mi duci și bagajul? Nu-i destul, zice, că m-ai luat cu microbuzul, vrei să-mi duci și bagajul? El îl ținea ca să-l ducă tot el. Dar nu așa facem noi cu Dumnezeu de multe ori. Dumnezeu te-a mântuit. Dumnezeu spune, aruncați, aruncă-le asupra mea, zice, eu sunt specialistul îngrijorărilor. Oricare ar fi îngrijorările tale, dă-mi-le mie, spune Iisus Hristos. Și tu le ții acolo pentru tine, că Dumnezeu nu cred că se descurcă cu ele. Sunt așa de multe lucruri pentru care ne îngrijorăm în această lume. Și eu vorbesc așa, în cunoștință de cauză. Când a început pandemia asta și știam că suntem cu această clădire unde suntem acum și mai avem mult de lucru și era și începută, nici nu era terminată. Și am zis, Doamne, zic, dar cum o să, ce o să fie acum? A venit și coronavirusul ăsta, nu o să mai avem bani să continuăm, nu avem un plan B, cum vom putea merge înainte? Și Dumnezeu spune, Cristi, este o îngrijorare? Doamne, așa, una mică de câteva milioane de euro. Arunc-o asupra mea. Și am aruncat-o asupra lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu va purta de grijă în continuare. Dar cred că va face asta și pentru tine și în propria ta viață. Scrie-le pe o hârtie îngrijorările care le ai, temă de casă, ce te îngrijorează, ce te frământă, ce nu te lasă să dormi noaptea. Scrie-le pe o hârtie. Și apoi împătură hârtia și ia acolo un borcan sau ceva și aruncă și dă-i borcanul la îngrijorările lui Dumnezeu și spune, Doamne, ține-l tu peste iarnă, că oricum e vremea borcanelor. Și apoi în versetul 8, mai spune încă un lucru. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale. Deci spune Petru la finalul epistolei, să repetăm puțin. Smerenia, zice, este esențială. Apoi zice, este important să trăiești fără îngrijorări. Și la final spune, fiți treji și vegheați. Oare o mai auzit el undeva cuvintele acestea? Ce ziceți? Putem povesti puțin. Oare Petru a auzit vreodată cuvintele astea și de la altcineva? Fiți treji și vegheați. Le-a auzit. Știți cine i le-a spus? Iisus. Când i le-a spus Domnul Iisus? Când i-a spus Iisus lui Petru, fiți treji și vegheați? În grădina Ghețimani. Și Petru ce a făcut în acel moment? A adormit. Dar i-au rămas în minte aceste cuvinte. Fiți treji și vegheați. Petru în textul acesta vorbește din propria experiență, de asta îmi place de el, pentru că Petru nu vine doar teoretic să spună anumite lucruri, ci sunt lucruri pe care el le-a experimentat în propria lui viață. Fiți treji, zice, să nu pățiți cum am pățit eu în grădina Ghețimani. Biserică Speranța, fiți treji și vegheați. Mergea bine un amin aici la programul al doilea. Dar cred că l-ați zis, dar măștile voastre sunt antifonate și fonic, vreau să zic, și nu se aude. Dar Petru spune, Biserică Speranța, fiți treji și vegheați. Amin, da? Fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul, acuzatorul, diavolul, cel care spune Vechiul Testament că stă înaintea tronului lui Dumnezeu și te pârăște și te acuză, zice, diavolul, potrivnicul vostru, dă târcoale ca un
leu, zice, ca un leu vine diavolul și te pândește și dă târcoale în viața ta. Spune Petru în felul următor: un creștin fără griji nu este un creștin neglijent. Un creștin fără grijuri nu este un creștin neglijent, ci este important nu doar smerenia, este important nu doar să trăiești fără îngrijorări, dar este importantă vigilența spirituală continuă. Fiți treji și vegheați pentru că diavolul nu trebuie nici supraestimat, dar diavolul nu trebuie nici subestimat. În urmă cu mai mulți ani, când ne-am construit casa, la un moment dat mi-am făcut așa un mic hobby și m-am băgat să lucrez, să fac instalația electrică de la noi de acasă și am intrat pe Google, am tot citit, am văzut cam ce ar trebui, ce n-ar trebui făcut și m-am pus să meșteresc. Era o adevărată plăcere uneori, alteori nu. Și... am învățat că întotdeauna când montezi o priză sau nu știu ce, e bine să oprești curentul și de fiecare dată îl opream, de cele mai multe ori. Și odată am mers să lucrez la casă și trebuia să montez un întrerupător și eram ferm convins că am oprit curentul. Și am luat așa plin de încredere firele în mână și aș vrea să spun că mi s-a ridicat părul, dar nu este cazul. Dar a fost așa un șoc puternic, să zic. Și mi-am adus aminte în acel moment de o întâmplare, că un copil se uita la un electrician care monta un tablou de curent electric și era un tablou mare de curent electric și a zis, zice, mă uimește cu cât calm lucrați voi electricienii când aveți atâta putere acolo. La care electricianul s-a uitat la copil și a zis, ca să lucrezi cu această putere mare și cu acest curent electric, trebuie să faci un singur lucru, să îl respecti și el te va respecta pe tine. Acum, când vorbim despre diavolul care este ca și un leu, nu vreau să parafrazez, să spun că trebuie să îl respecti, dar nu trebuie să îl subestimezi, nu trebuie să îl respecti cum îl respecti pe Dumnezeu, dar în același timp trebuie să știi că diavolul este acolo, nu este atotputernic, nu este omniprezent, dar diavolul are putere și poate avea putere asupra vieții tale, mai ales dacă îi dai voie. Și Petru spune că diavolul este ca un leu. Observați că nu spune că diavolul este un leu, ci este ca un leu și pentru noi astăzi poate nu înseamnă mare lucru, că nu... Avem lei, dar n-avem lei. Am vrut să zic că n-avem lei, dar avem lei. Dar înțelegeți ce vreau să spun? Adică nu avem animale lei acasă cu care să ne jucăm în fiecare zi și slavă Domnului că n-avem. Dar creștinii din vremea lui Petru știau mai bine ce înseamnă un leu care răcnește. Pentru că pe arenele romane creștinii erau persecutați și erau dați la fiare, erau aruncați în mijlocul leilor care răcneau, sub privirile oamenilor care aplaudau. Creștinii din vremea lui Petru știau ce înseamnă un leu care sfâșie, știau ce înseamnă un leu care înghite. Și Petru vine și spune că diavolul este ca și un leu care dă târcoale și caută pe cine să înghită. În fiecare zi ești pândit, în fiecare zi ești urmărit, în fiecare zi, știți, dacă v-ați uitat pe Discovery sau pe National Geographic, ați văzut că leii au această abilitate să își urmărească cu atenție prada, se ascund în tufișuri și apoi sar afară și atacă atunci când te aștepți mai puțin. Așa este diavolul. Te pândește, îți dă târcoale. Mă întreb dacă atunci când Petru a scris despre acest episod, n-a avut în minte episodul cu el la foc, când diavolul îl pândea, când diavolul prin acea slujnică care era acolo îi dădea târcoale și femeia aceasta se uite la el și spune: și tu ai fost unul dintre ucenicii lui Iisus, și diavolul era prezent la foc, și diavolul era prezent acolo, și Petru se uită la ea și spune: nu știu despre cine vorbești. Și
diavolul răgnește și diavolul înghite și Petru falimentează. Vigilență totală, spune Petru, în viața de credință. Pentru că viața de credință, spune Petru, nu este un teren de joacă, este un teren de luptă. Ești pândit în fiecare zi. Ești urmărit în fiecare zi. Ești amenințat în fiecare zi. Există ispite, există păcate, există situații și situații. Și când nu te aștepți, diavolul e acolo ca să te prindă. Mulți dintre voi știți ce înseamnă să răcnească diavolul împotriva voastră. A răcnit împotriva ta săptămâna trecută. A răcnit diavolul împotriva ta când ai fost la examen. A răcnit când ți s-a întâmplat o situație nedreaptă. A răcnit când erai pus acolo față în față cu o situație din care nu puteai să ieși. A răcnit diavolul și de multe ori poate ai simțit că pur și simplu diavolul este acolo pregătit să te înghită. Nu mai există nicio scăpare. Și poate că unii dintre noi ne-am dat bătuți. Dar Petru spune, împotriva diavolului, fiți treji și vegheați. Biserică, să nu adormim în perioada aceasta de pandemie. Fiți treji și vegheați, biserică, speranța. Și împotriviți-vă diavolului, spune Petru, ca și Iacov, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Asta este vestea bună, că diavolul poate fi înspăimântător. Diavolul poate să te sperie. Diavolul poate să... scoate zgomote mari împotriva ta. Diavolul poate să te amenințe. Diavolul poate să te înspăimânte. Dar vestea bună este că diavolul nu este leu. Diavolul este ca un leu. Și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cea mai mare încurajare pentru mine, știți care este? Că nu diavolul este leu. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți, și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschidă cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda. Dragilor, diavolul este ca un leu, dar Iisus Hristos este leul. Slavă Domnului pentru aceasta! Împotriviți-vă, dar nu pot. Iisus Hristos este leul care deja a biruit. Este leul care deja a înfrânt. L-a înfrânt pe cel rău, a înfrânt puterea diavolului. În toate filmele bune, tensiunea crește întotdeauna până la momentul de apogeu, când se întâmplă ceva, mai ales în filmele cu supereroi. Și în filmele bune mă refer, eroul principal, punctul culminant este atunci când eroul principal face ceva radical. Face acel ceva din film. Are parte de acel moment când știi că e cheia care va dezlega întregul mister. Cronicile din Narnia, de exemplu, e momentul acela când eroul principal, când Aslan învie. Și deși bătălia încă se dă, deși cohortele sunt acolo, deși forțele încă se luptă, știi cine va fi învingător, pentru că știi că eroul principal a rezolvat problema. Dragilor, vreau să vă spun ceva, Hristos este supereroul nostru. Hristos este eroul principal al istoriei. Hristos, Iisus Hristos, este eroul care a biruit și eroul principal al istoriei. Deja a făcut punctul culminant al istoriei, deja s-a consumat. Punctul important al istoriei s-a consumat la cruce, când leul a fost ucis, când leul a fost omorât, când leul a fost pus într-un mormânt. Dar momentul crucial al istoriei s-a consumat când Hristos, leul din Iuda, a înviat dintre cei morți. Slăvit să fie Dumnezeu! Biserică, fiți treji în dimineața aceasta!
Așa simt o somnolență de multe ori la programe. Când vorbim despre Hristos, n-avem voie să dormim, pentru că Iisus Hristos a biruit. Pentru că Iisus Hristos este leul care a biruit. Pentru că istoria merge mai departe, nu pentru că diavolul ca un leu, ci pentru că Iisus Hristos leul. Pentru că El a rezolvat istoria aceasta. Și pentru că dacă astăzi diavolul, care nu este omniscient, nu este omniprezent, nu este atotputernic, dar care este puternic, dacă el răgnește împotriva ta, dacă duhurile, dacă cohortele diavolului vin împotriva ta, tu trebuie să știi că leul din Iuda a rezolvat problema la crucea lui Iisus Hristos. Istoria aceasta a căpătat sens. De aceea fiți treji și vegheați, de aceea împotriviți-vă, pentru că Iisus e mai puternic decât Satan. Pentru că Iisus a murit pe cruce, dar El este Cel care a înviat, pentru că Iisus Hristos este leul din Iuda, este leul care a biruit, este leul despre care vreau să cântăm în dimineața aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să încheiem 1 Petru, aș vrea să încheiem seria aceasta de predici cântând despre Cel care este leul din Iuda, cântând despre Cel care a biruit, cântând despre Cel care este și leu și miel în același timp. De aceea închină-te, închină-te în dimineața aceasta, cântă-i Lui. Cu toate cohortele lui. Nimic nu-i poate.
Doamne, îți mulțumim că Tu ești biruitorul. Îți mulțumesc că diavolul nu mai are nicio putere. Îți mulțumesc, Doamne, că puterea lui a fost limitată la cruce. Și îți mulțumesc că leul din Iuda a biruit. Doamne, Te rog să biruiești în dimineața aceasta. Sunt aici oameni care se simt înfrânți, sunt aici oameni împotriva cărora diavolul a răcnit puternic în zilele acestea. Sunt oameni în locul acesta, sunt aici, Doamne, bărbați și femei, sunt băieți și fete care au cunoscut ce înseamnă să-ți dea diavolul târcoale. Doamne, Te rog așa de mult, vino Tu în dimineața aceasta și arată-ne cât ești de puternic. Vino să mântuiești, Doamne, vino să aduci eliberare, vino să aduci mântuire, vino cu Evanghelia și vino cu acea veste bună. Îți mulțumim pentru harul Tău, îți mulțumim, Doamne, că atunci când stăm înaintea Ta, n-avem nimic, suntem cu mâinile goale și stăm, Doamne, înaintea Ta în dimineața aceasta și îți spunem, dă-ne din harul Tău. Dă-ne din mântuirea Ta, revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, trezește-ți biserica, trezește-ți biserica, Duhul lui Dumnezeu, fă ca biserica speranța din Oradea să fie trează și să vegheze în fiecare zi, în mod continuu. Și dacă sunt aici oameni care niciodată n-au cunoscut mântuirea, Doamne, fă ca aceste momente să fie momente ale mântuirii. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Dar la finalul acestei serii de predici, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă Dumnezeu ți-a schimbat viața, dacă ai știut că Iisus Hristos, leul din Iuda, cel care a biruit la cruce, a biruit și în viața ta, dacă Iisus se atinge de tine în dimineața aceasta, aș vrea să te chem să-ți predai viața în mâna Lui. Cristi, cum să fac asta? Acolo unde ești, spune-i lui Dumnezeu în inima ta, Doamne, Te rog, schimbă și viața mea. Și este suficient? Nu este suficient, dar este primul pas. Și apoi fă următorul pas, spune cuiva despre lucrul acesta. Și apoi, dacă nu l-ai urmat în apa botezului, urmează-L pe Hristos. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne pregătim pentru un nou botez în locul acesta. Am auzit chemarea Ta târziu și m-am trezit ca dintr-un somn uimit. Tu mă iubiai de mult fără să știu și în locul meu pe cruce ai murit. Un pas, doi pas, 100 și în genunchi mă prăbușesc la crucea Ta. Eu sunt convins că-n palma Ta, Iisus, e scrisă, Doamne, și vina mea. Aceea sfântă am avut o viață nouă și un iertat trecut. Un pas, doi pași, 100 și în genunchi mă prăbușesc la crucea Ta. Să Doamne și vina mea. Prin harul Tău ce dar nemeritat m-ai luminat, sfințit, eliberat.
slăvit. Un pas, doi pași, 100 și genunchi, mă prăbușesc la crucea ta. Eu sunt convins că în palma ta, Iisus, e scrisă, Doamne, yeah.
lucrare și ai fost înmormântat. Însă vine învierea, căci victorii ai purtat. Ai purtat. Hai să ne ridicăm și pe urmă să este loc.